Universitatea Alma Mater din Sibiu oferă reduceri la taxe chiar de 50% pentru candidații care au peste 50 de ani. Oferta se adresează celor care doresc să se reprofileze sau să fie reîncadrați la locul de muncă. Conducerea universității spune că programul care le oferă studenților reduceri de până la 50% de la plata taxei de școlarizare este unic în România. Cei care au împlinit 40 de ani până la începutul anului universitar, sau urmează să îi împlinească, reducere 40%. Cei care au împlinit 50 de ani, reducere 50% din taxele de studiu. Asta ar însemna cam 85-86 de lei pe lună, pentru că taxele le avem în 12 rate lunare. Studenții au de ales dintr-un număr de 16 specializări. Se gândesc că odată ce vor obține diploma, își vor găsi un loc de muncă mai bine plătit. Având în vedere că, fiind oameni cu obligații sociale, au așteptat întâi să-și vadă copiii, moștenitorii studenți, și acum consideră că a venit și rândul dânșilor să-și vadă visul împlinit, să, să specializeze într-un domeniu care și l-a dorit din toate una. În afară de asta există și o realitate obiectivă. La locul de muncă sunt foarte buni spe specialiști meseriași și nu pot fi promovați din lipsa studiilor superioare. Și asta nu e tot. Universitatea a lansat și în acest an oferta pentru soacre. Acestea obțin o reducere consistentă dacă se înscriu la cursuri. Prin venirea soacrelor la cursuri, începând cu orele 16, consider că se creează un confort deosebit tinerii generații care își face programul mai de voie vis-a-vis -vis de diferențierea de vederi, de opinii de la o generație la alta. Cei care sunt tentați de aceste oferte sunt așteptați la sediul universității să-și depună dosarele.